mai întâi vorbim despre frații Tate, care șochează din nou. În interceptările din noul dosar, în care sunt acuzați de trafic de minori și act sexual cu minori, cei doi milionari recunosc că sunt proxeneți. Numesc femeile care fac videochat pentru ei miei și fac calcule despre sumele uriașe câștigate de pe urma exploatărilor. Mai mult se laudă că le pedepsesc cu violul sau lăsându-le însărcinate. Aseară, live-ul pe care l-au făcut din casa lor, în care spuneau că totul e o înșenare, a fost oprit de polițiștii care l-au bătut la ușă. They're all liars. Everybody knows they're liars. And truth is the ultimate disinfectant, and lies cannot last forever. Police are here. No, police are here. There's police pulling up at my house right now. La câteva ore după ce au fost eliberați, frații Tate au intrat în direct pe rețelele de socializare. Discursul le-a fost întrerupt de polițiștii care au venit să-l verifice pe Andrew. Cobra Tate își va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu, în timp ce fratele său mai mic a primit o măsură mai blândă, controlul judiciar. Sunt acuzați într-un al doilea dosar de mai multe infracțiuni grave, printre care act sexual cu minori și trafic de minori. Timp de un an, anchetatorii au strâns ore de interceptări șocante. Apropo, mâine strângem miei. Le verifici conturi? Cât a fost? E ok. Nu știu, nu au lucrat încă toate zilele. A produs bine. Într-o discuție, Tristan Tate mărturisește că se ocupă chiar el de activitatea de proxenetism. 1000 pe zi, dar 365 extra într-un an sunt bani frumoși. Foarte. Jumătate de milion de dolari. Greșeala mea. Tu menții website-ul să producă, eu mențin activitatea în proxenetism. Procurorii au surprins inclusiv discuții despre modalitatea prin care cei doi ademenesc femeile vulnerabile. Hai să facem un plan. Poate le aducem pe fetele alea tinere. Fetele tinere, da, organizează. Adu-o pe puțin cât fac planul. O dăm afară dacă sunt de acord fetele tinere să vină. Într-un mesaj vocal, Cobra Tate îi sugerează fratelui său să lase intenționat o femeie însărcinată ca să aibă parte de liniște. E bine cum ești cu frate, dar sfatul meu este să o lași gravidă. Nu știu de ce joci jocul ăsta. Las-o gravidă și trimite-o acasă. Singurul motiv pentru care am lăsat-o pe să scape cu atâtea chestii e că e perioada ei fertilă. Oricum venea aici, era aranjat. Trebuia să o las gravidă. Și își intimida victimele amenințându-le cu violul. Spune-i să depășească momentul înainte să o violez iar. Poate să se ducă din ziua aia. Nu-mi pasă. Aproape am intrat la închisoare pentru mizeria aia. 34 de femei, printre care și o minoră, ar fi fost traficate de cei doi foști luptători MMA, iar Andrew Tate mai este acuzat că ar fi întreținut relații intime cu o fată de doar 15 ani. În urmă cu 2 ani, milionarii au mai fost acuzați de trafic de persoane, organizarea unui grup infracțional și viol. În urma perchezițiilor de la vremea respectivă, le-au fost ridicate mașini și bunuri de lux în valoare de peste 3,6 milioane de euro. Averea celor doi britani nici nu au avut prea mult de suferit după ultimele percheziții care au avut loc pe proprietățile lor, inclusiv aici la Vila de Lux din Voluntari. De data aceasta, anchetatorii au pus sub sechestru 16 bolizi de lux, o motocicletă, 2,8 milioane de dolari americani și peste 800 de mii de tokeni. Potrivit unor surse judiciare, atât parchetul cât și avocații celor doi britanici au depus contestații față de decizia judecătorilor de la Tribunalul București, cerere care va fi judecată zilele următoare.